Salutare lume, bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Minecraft 1v1. N-am mai filmat de foarte mult timp această serie și sper că vă place. Dacă vă place, nu uitați de like, mă motivează foarte mult să continui. Și este vremea să le dăm niște easy la tipii ăștia. Asta chiar joacă destul de trial și melodia noastră e prea tare. Asta ar putea fi o problemă. What the fuck? Măcar i-am pus focul. Mamă, frate, stai că am melodia prea tare și nu pot să mă concentrez din cauza asta. I-am dat o săgeată. Adică, gen, știu că am melodia prea tare și știu că episodul nu este de o calitate foarte bună din cauza aceasta. Așa că acum putem să mergem să-l batem pe tipul ăsta. Ideea e că n-am mai jucat Minecraft de foarte mult timp. De fapt, n-am mai jucat nimic de destul de mult timp până afară de osul. Și după cum bine știți, eu încerc să devin mult mai bun la osul. Și ca să devin foarte bun la jocul ăla, trebuie să te joci în fiecare zi cel puțin 2 ore. Și asta îmi cam mănâncă tot timpul, pentru că eu în general nu prea am foarte mult timp să stau. Cu tot cu universitatea pulii și mai trebuie să mai ies și pe afară, să am și o viață, nu mai am timp. Și na, de aia n-am mai postat și clipuri, pentru că am încercat să filmez CSGO. Și da, am pierdut 2 meciuri și al doilea meci pe care l-am pierdut am luat și bani 7 zile, foarte lejer. Deci de acum probabil că nu o să mai vedeți episoade de CS încă 6 zile. Ceea ce e nașpa, pentru că știu că vă place CSGO foarte mult, în special competitiv. Poate o să mai pun niște 1v1 cu ocazia asta, că și așa n-am mai pus 1v1 de foarte mult timp. O, ce i-am dat ăla. Dar mă enervează că are lag. Ia uite ce lag are nebunul. GG hacker. Aș fi vrut să scriu GG, dar lasă. Doamne, dar mă enervează că mă bag cu lăgari de ăștia, că uite frate, deci eu dau în el și el se teleportează la o parte și deschid chest din cauza lui. Ia uite-l. N-are o treabă omul. Ia uite mă. Îi dau knockback în 2 secunde și îi dau cu unița și peste 2 secunde abia și ia knockback-ul. Doamne, cum poate să joace lumea așa, bă, frate? Sau o fi problema de la server, că nu știu. Cam dubios așa să și ia ei toți așa, să aibă așa mult lag. Dar mă rog, îi batem și cu lag, mai greu, dar îi batem. Ia uite-l, și pe ăsta lăgarul vieții. Săracul n-a înțeles ce s-a întâmplat acolo. Ia uite-l mă, băi, băiat, și-a pus foc singur, GG. Nu înțeleg de ce a încercat să pună foc acolo, dar da. Hai să bag și eu o melodie totuși. Așa. Nu știu de ce, pentru un anumit motiv m-a dus la sfârșitul playlistului. După cum bine știți, unii dintre voi, este un playlist de muzică trap, muzica pe care o ascultăm cu toții în episoadele mele. E, și acolo mi s-a dus pe ultimul episod și s-a oprit din play. Băga mea și pula. Uleu, frate, dar are lag foarte mare Spain PvP-ul câteodată. În special în seara asta, când sunt 500 de player pe el, deja gâfâie rău serverul ăla. Hai mă, prietene, că nu-mi faci nimic, am full la viață. Cum mi-a intrat ultimul hit, nu înțeleg nici eu. Da, ne batem pe un server lăgos. Dar asta nu ne va opri din a câștiga. Mă gândeam, fraților, mulți dintre voi m-ați întrebat ce ați putea să faceți să deveniți mai bun la Minecraft 1v1. Mă gândeam că aș putea să fac un clip de genul care să vă ajute să, nu știu, să evoluați mai repede. Pentru că evoluați jucând, nu o să evoluați niciodată repede fără ca voi să jucați și să depuneți un pic de efort. Mereu, în orice faceți, trebuie să depuneți efort ca să deveniți mai buni, asta e clar. Dar pot să vă dau niște sfaturi ce am făcut eu în trecut să devin mai bun la Minecraft, la PvP.
Nu știu dacă vreți să vedeți așa ceva, să-mi spuneți, să-mi lăsați în comentarii. Ăsta e nablet rău de tot, îi dăm 10, are și lag. Ia uite, sărim pe aici, nu înțelege nimic tipul, bietul de el. Ok, easy peasy lemon squeezy. Pa, pa, prietene, ne vedem data viitoare. Opa, un Steve, nu-mi place când văd Steve. Nu prea-mi place că de obicei ăștia să ia cu codul. Mai vin pe server niște codați, niște spars de aia. Dar nu, nu înțeleg, nu-mi intră hiturile din cauza lagului sau ce se întâmplă? Trebuia să-l bat acolo. Clar trebuia să-l bat. Ha, țeapă, fraiere. Uite, nu pot să-i dau cu undița din cauza că el are lag. Mă enervează foarte tare chestia asta. Nu-mi vine să cred așa ceva. Mă bat cu toți lagării infecți. Mamă, prietene, tu chiar crezi că sunt așa prost că joc Minecraft de ieri sau ce căcat? Da, uite, uite-l cum dăm morții lui! Doamne, ajută-mă, Doamne! N-am ce să-i fac lui ăsta. N-am ce să-i fac lui ăsta. Oh! L-am bătut, nu vine să cred, l-am bătut pe tipul ăla. De down el intră hit-ul peste o secundă. Doamne, frate. L-am bătut. Și ca să dăm așa niște staturi la mine, cam astea staturile. Oh, facem 200 de uniri. Facem 200 de uniri pe server. Oleo. Mamă, m-a terminat. Dacă nu deschideam chest-ul ăla, poate să fi avut o șansă. Oaleo. Bine, mă, vovă. Hai că ai câștigat. Ăla-i, mă. Oaleo, băi, dar lagul e real. Hai de cap, mă, dar nu înțeleg, frate, vreau și eu să filmez ceva pentru că n-am timp să mă duc să-mi pierd o oră să filmez pe MCSG. Bă, frate, bă, trebuie pe ăsta. Mai zic ceva. Eu am ce să mai zic acum într-o situație ca asta? N-am ce să mai zic într-o situație ca asta, care serverul merge ca toată pula. Păcat că vreau și eu să scot un episod mai bun și nu pot. Ho-ho. Pa, pa, prietene. Iar am deschis un chest. Stai că tipul bagă tryhard la maxim. Nu-mi vine să cred, ne batem. Ne batem cu lagarii sau are serverul lag? Aș zice că serverul e cel de vină. N-are cum, pur și simplu n-are cum toată lumea să aibă lag. Mamă, ăsta e slab, dar e rău slab. Nu știu. Nu știu cum poți să fii așa de slab să-ți iei toate hiturile. Hai că pe ăsta-l batem easy. Am prins încredere. Mamă, dar ce? Doamne, m-aș... Vai, nu știu. Sunt uimit de ce lag este pe acest server. Și serverul ăsta este un server care se respectă din câte știu eu. Adică Spain PvP, cel mai tare server de 1v1. Uia. Ce pula mea, mă. Stai că nu e chiar așa. Se teleportează el până la mine. Oleo! Mamă, mi-a dat ăsta 200 de hituri. Așa, într-o secundă. Ce cadnis i-am dat acolo. Opa. Ohu. Bă, hai că l-am bătut și pe ăsta. Ultimul meci îl vom juca acum, fraților.
Sper că v-a plăcut episodul, în ciuda faptului că nu este un PvP prea bun în momentul acesta, din cauza că serverul are lag și nu cred că e din cauza mea chestia asta. Am mai pierdut eu o grămadă de meciuri pe serverul ăsta, tot așa din cauza că au fost probleme de lag și chestii de genul. Și na, mi-a dat ăsta 20 de hituri, cred că mi-a dat, și eu n-am apucat să-i dau niciun hit. Nu-mi vine să cred așa serverul. Și am pierdut de multe ori așa, că gen mă scoate random de pe server sau e lag și nu pot, ia uite. Cu săgeata aia trebuia să-i dau knockback, așa se numește, knockback. Și îl iei knockback-ul automat așa, nu peste 2 secunde. Când îți dau cu undița, tu trebuie să te duci în spate în momentul în care ți-am dat cu undița. Căcat de server. Uite-l. Oleo, ce lag pe serverul ăsta. Nu pot să cred așa lag. Nu pot să cred așa lag. Cam asta a fost, baftă lume, salut. Chiar nu mai rezist să mai joc vreun 1v1 pe serverul ăsta prea curând.